Să construiești un mall într-un oraș cu 65.000 de locuitori este un proiect la care mulți primari nici nu îndrăznesc să viseze. Însă la Slatina, Emil Moț și-a construit o strategie prin care a reușit să atragă mari investitori interesați să ridice un centru comercial în Slatina. Investiția de mare anvergură va deveni realitate chiar anul acesta și vine să completeze ansamblul urban de pe terenul fostei unități militare. Prima cărămidă va fi pusă în vară. Din punctul de vedere al investitorilor, cei care au călcat pragul primăriei și s-au interesat și au spus că vor să facă ceva acolo, locația este perfectă. În altă parte, primăria Slatina nu mai are un teren de așa valoare și de așa posibilitate să aducă un investitor atât de important pe partea asta de retail, de magazine, de mall, de unde leisure, o să fie, nu numai magazine, o să fie și cinematograf, ați zis, da, o să fie exact, și clădiriță, de leisure, de timp liber. O să fie un mini, un mic city într-un city mai mare, nu? Ca în orice centru comercial, este un mic city. Finalizare, când intrăm acolo? Estimativ. Dacă totul merge bine, în primăvară-vară se vor apuca de lucru. Finalizarea ar fi undeva în 2021. Un mall pentru un oraș ca Slatina înseamnă, înainte de toate, posibilități infinite de petrecere a timpului liber. Înseamnă o lume nouă care se deschide în fața slătinenilor, care vor beneficia de toate facilitățile pe care le oferă un centru comercial, de la cafenele și cofetării selecte și până la branduri internaționale și un cinematograf cu tehnologii de ultimă generație. Dar mai înseamnă și noi perspective de dezvoltare a orașului, pentru că, în jurul unui ansamblu comercial de asemenea dimensiuni, se conturează și alte afaceri prospere. 1500 de locuri de muncă, dar și sume importante plătite la bugetul local, din concesiunea terenului și din impozite pe clădiri. Înseamnă un pas uriaș în dezvoltarea Slatinei și în atingerea obiectivului îndrăzneț de transformare a orașului în capitală economică a Olteniei, așa cum își propune administrația Moț. Toate acestea vor exista la Slatina nu dintr-o pură întâmplare, ci datorită unei viziuni coerente asupra dezvoltării orașului, pusă în aplicare cu succes de primarul Emil Moț. Investitorii nu vin decât acolo unde găsesc un mediu prielnic, o administrație care manifestă deschidere față de cei care aduc un plus de valoare orașului.